Acest material este o prezentare didactică a primului meu seminar de tip Escape Room. Scenariul pentru acest Escape Room cuprinde șase zone de joc pe care le voi numi stații de lucru. Stațiile de lucru vor fi prezentate conform schemei logice de abordare a lor. Trei stații de lucru sunt tematice, iar trei stații de lucru sunt necesare pentru a face legătura între stațiile tematice. Activitățile ludice careul cu litere și calculează în viteză le găsiți descrise cu detalii în ultima mea carte despre gamificare didactică. Prima stație de lucru din acest escape room se numește careul cu litere și presupune descoperirea a șase cuvinte în interiorul careului. Fiecare cuvânt descoperit vă dă dreptul să mergeți la a doua stație de lucru și să întoarceți o piesă de acolo. A doua stație de lucru nu este una tematică și este formată din șase piese pe care le veți întoarce pe rând de fiecare dată când descoperiți un cuvânt în careul cu litere. După ce ați întors toate cele șase piese, veți observa, în ghilimele, un șarpe matematic. Trebuie să calculați timp, acest puzzle matematic. Această stație se numește calculează în viteză. La finalul timpului impus pentru calcularea puzzle-ului matematic, vă veți deplasa la a treia stație de lucru, care este tot o stație de legătură. Aici găsiți mai multe coduri QR. Codurile cu cifra corectă conțin trimiteri spre textul din suportul de curs necesar a fi prelucrat. Codurile incorrecte o să vă spună să încercați din nou. Dacă ați ajuns la un astfel de cod incorrect cu un număr care nu reprezintă rezultatul corect de la stația anterioară, atunci trebuie să vă întoarceți la prima stație de lucru unde veți primi sarcini suplimentare. Rezolvați sarcina suplimentară și vă puteți întoarce la stația calculează în viteză, unde aveți încă o șansă pentru a descoperi numărul corect, pentru a primi astfel codul QR de care aveți nevoie. Când ajungeți la un cod QR corect, puteți accesa textul propus pentru acest seminar. Textul trebuie prelucrat prin construirea obligatoriu a unui organizator grafic. Această stație de lucru este una tematică. Trebuie să prelucrați cât mai bine textul, deoarece la următoarea stație de lucru veți ști să alegeți mai bine piesele de care aveți nevoie. Următoarea stație de lucru se numește Story Cubes și este una de legătură nu este o considerată o stație tematică. Această stație de lucru este formată din nouă cuburi care au imprimat câte un desen pe fiecare latură. Fiecare echipă trebuie să aleagă trei cuburi desenate cu ajutorul cărora va prezenta în fața colegilor textul prelucrat la stația anterioară. La ultima stație de lucru, care este o stație tematică, fiecare echipă va prezenta în fața colegilor textul propriu, extras din suportul de curs, folosindu-se obligatoriu de câte două desene de pe fiecare cub. În total vor fi șase desene care trebuie integrate în prezentarea materialului prelucrat. Se vor puncta abilitățile de prezentare, dar și creativitatea în integrarea desenelor pe conținutul textului primit. Prezentăm la final schema logică a acestui escape room didactic. Această schemă o vom împărți în două instantanee pentru a putea fi analizată corespunzător. În primele trei stații de lucru avem o stație tematică și două stații de legătură. Între aceste stații de lucru avem două stații tematice și o stație de legătură.